Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin TV. Redactorii noștri și-au propus să vă prezinte și astăzi reportaje înregistrate în câteva localități de la noi și anume Zrenjanin, Ečka, Sânt Iannăș, Sânt Mihai și Novi Sad. Cel din tâi se referă la elucidarea incidentelor referitoare la minoritățile naționale și garantarea libertății și securității tuturor cetățenilor, drepturi de bază ale fiecărui cetățean al Serbiei, menționează Traian Pancarician, locțitorul ombudsmanului din Zrenjanin. Mai multe detalii în minutele ce urmează. Locțitorul ombudsmanului din Zrenjanin, Traian Pancarician, a avertizat că după mulți ani nu au fost descoperiți făptașii unora dintre cele mai grave moduri de periclitare a securității, integrității fizice și a drepturilor minorităților naționale de pe teritoriul acestui oraș. Deci, în ultimii ani, pe raza municipiului Zrenjanin, au avut loc mai multe acte de intimidare sau acte de violență care au fost îndreptate clar împotriva minorităților naționale care trăiesc în acest spațiu. Din păcate, multe, chiar multe dintre aceste cazuri au rămas și până în ziua de astăzi neelucidate, pentru că cei ce se fac vinovați pentru aceste agresiuni au rămas și în ziua de astăzi necunoscuți. Această situație, această stare de fapte în care agresorii rămân neidentificați, ridică un mare semn de întrebare asupra capacității și asupra voinței statului de a face față acestor provocări. Iosef Stoico, membru în Consiliul Executiv al Adunării Orașului Zrenjanin, spune că astfel de lucruri trebuie elucidate și apelează la organele de stat să rezolve aceste incidente. Cu regret pot să constat că nici după atâția ani încă nu au fost descoperiți făptașii unor dintre cele mai grave moduri de periclitare a securității, integrității fizice și drepturilor minorităților naționale de pe teritoriul acestui oraș. Condamn fiecare dialog netolerant și discriminare pe bază națională. Apelez la organele competente să facă totul pentru ca, în cel mai scurt timp, să identifice făptașii și să-i aducă în fața tribunalului. Astfel de incidente, într-o comunitate multinațională, creează în mod indirect o netoleranță, discriminare și un tratament inegal a cetățenilor, ceea ce reprezintă un pericol pentru întreaga regiune în care trăim. Trebuie să facem totul ca astfel de incidente să le oprim și să nu lăsăm ca unele persoane să pericliteze echilibrul și armonia tuturor comunităților naționale în comuna Zrenjanin. Șeful poliției din Zrenjanin, Bojan Marković, spune pentru Radio Televiziunea Voivodinei că nu este de acord cu confirmările domnului Pancarician. Dacă vorbim de perioada din anul precedent, au existat 4 incidente asupra minorităților naționale pe bază etnică și confesionale și ele au fost elucidate. În anul 2012 au fost 3 și toate cele 3 au fost elucidate, iar în anul 2011, din 10 incidente, 6 au fost elucidate. Ceea ce scrie în comunicatul înaintat de locțitorul ombudsmanului că nu s-au elucidat, sunt doar 2 grafite și 2 ofițuici cu conținut ofensat. Traian Pancarician a mai evidențiat și faptul că există incidente care nici până acum nu au fost elucidate. Primul acest caz, de când eu port evidența, a avut loc în martie 2011, când pe casa unei activiste rome din Zrenjanin a fost scris un mesaj care conținea moarte politicienilor romi. Tot în același an, în luna iulie, pe casa unui alt rom a fost scris moarte țiganilor. În august 2011, în căsuța poștală a Bisericii Reformate din Zrenjanin, a fost introdus un mesaj împotriva maghiarilor, unde scria maghiari afară din Voivodina și moarte maghiarilor. În decembrie 2011, la Iancaid a fost atacată cu focuri de armă și cu muniție letală casa lui Viorel Besu, când doar printr-un miracol, aș spune, nu a fost nimeni atins de glonțe.
În anul următor, 2012, în luna martie, da, a fost spartă tabla arhivelor istorice din Zrenjanin, unde numele instituției era scris și în numele, în limba minorităților, care este în uz oficial pe acest spațiu, deci și în limba maghiară, în limba română și în limba slovacă. Iar anul trecut, în 2013, de data asta în aprilie, toate acele table de la intrările și ieșirile din localitatea Clec, 4 la număr, unde numele localității a fost scris și în limba română, pur și simplu au dispărut, în timp ce în picioare a rămas tabla unde numele localității este scris doar în limba sârbă. Aș dori să explic unele lucruri care în urma acestui comunicat au rămas neclare și invocă dubii, spune șeful poliției din Zrenjanin. Primul lucru, fiecare incident în care sunt implicați reprezentanții poporului majoritar sau ai minorităților naționale este preluat de procuratură și ei îl clasifică. Aici, de multe ori, intrăm în eroare, mai ales după astfel de comunicate. Dau un exemplu. Dacă cuiva i-a fost furată bicicleta în fața unei prăvălii și proprietarul bicicletei este maghiar, pun întrebarea dacă și astfel de caz este motivat etnic. Desigur că nu. Dacă fiecare incident în care sunt implicați și reprezentanții minorităților naționale îl clasificăm ca un incident pe bază etnică, într-o comunicate multinațională, cum este Comuna Zrenjanin și Districtul Banatului Central, atunci tot al doilea caz are caracter de incidente etnice. Totuși, după cum se spune printre altele, în comunicatul dat de locțitorul ombudsmanului Traian Bangarician, a ajuns timpul ca statul să-și exercite funcția de bază prin garantarea libertății, egalității și securității tuturor cetățenilor, iar incidentele să le combată prin măsuri preventive și represive. Sub genericul Împotriva uitării, la 30 ianuarie, în studioul M al postului de Radio Novi Sad, a avut loc cel de-al 14-lea colofiu al revistei de literatură, artă și cultură transfrontalieră Lumina, eveniment multimedial prin care a început marcarea jubileului postului de Radio Novi Sad. La începutul anului jubiliar și de marcare a 65 de ani ai postului de Radio Novi Sad, programul radio în limba română a găzduit la 30 ianuarie curent cel de-al 14-lea colocviu Lumina împotriva uitării. În cadrul evenimentului multimedial a fost prezentat lexiconul soliștilor vocali și instrumentiști ai postului de Radio Novi Sad, al autoarei Ileana Ocolișan Baba și numărul special al revistei de literatură, artă și cultură transfrontalieră Lumina, dedicat lui Nichita Stănescu, proiecte apărute cu sigla Casei de Presă și Editură Libertatea din Pancova. Cuvântul de salut a fost rostit de Mircea Conrad, redactorul responsabil al redacției române a postului de radio Novi Sad. Lexiconul soliștilor vocali și instrumentiști este un proiect unic, nu numai în limba română, care ne oferă date prețioase, indubitabile, acumulate pe parcursul unui deceniu și se referă la activitățile care s-au petrecut în această instituție timp de mai bine de 60 de ani, de la înființarea Radio Novi Sad și până în anul 2009. Țin să mulțumesc din suflet autoarei Ileana Ocolișan Baba pentru efortul și devotamentul pe care l-a demonstrat muncind la acest proiect de importanță majoră pentru cultura muzicală a românilor din Serbia, precum și colegilor de la revista Lumina și Casa de Presă și Editură Libertate din Pancova, care au recunoscut adevărata valoare a lucrării și ne-au lăsat-o drept moștenire. Doresc la începutul acestui an jubiliar, când marcăm 65 de ani de existență a postului de Radio Novi Sad, să anunț următorul proiect pe care îl vom realiza împreună cu Casa de Presă și Editură Libertatea, sprijiniți de Consiliul Național, anume publicarea volumului Soarele din ochii lor, al autoarei Ana Niculina Ursulescu, care s-a scris împreună cu cei mai apropiați colaboratori ai emisiunii Univers Școlar, timp de mai bine de un sfert de viață.
Lucrările au fost deschise de Ioan Baba, redactor responsabil al revistei Lumina, iar evenimentul a fost onorat de prezența lui Sârgean Mihailovici, director general al radioteleviziunii Voivodinei, în timp ce publicului select s-au adresat Nicu Ciobanu, directorul casei de presă și editură Libertatea, și Clem Iosef, directorul postului de radio Novi Sad, care a menționat între altele. Meni e veoma drago da je ova knjiga. Îmi pare bine că această carte, printr-o simplă coincidență, a văzut lumina tiparului chiar anul acesta, an în care marcăm 65 de ani de existență a postului de Radio Novi Sad și trecem printr-o perioadă mai dificilă. Anume, suntem nevoiți să concepem și definim din nou sarcina și locul serviciilor publice. Trebuie să regăsim adevăratul nostru ton, tonul postului de Radio Novi Sad. Adeseori se spune că cei ce nu-și cunosc trecutul nu vor avea nici viitor. Acest lucru este relevant și pentru postul nostru de radio. În aceste zile, când încercăm să concepem viitorul nostru, trebuie să aruncăm o privire spre trecut și cu ajutorul acestei cărți să ne reamintim de munca și energia depusă până în prezent. Să ne reamintim de forța creatoare a oamenilor în vederea dezvoltării instituției noastre, care cândva a fost cel mai audiat post de radio în sud-estul Europei, în bună parte datorită și redacției muzicale. Actualmente, când încercăm să concepem viitorul nostru, răsfăind această carte, cred că putem găsi inspirație și forță creatoare pentru ca radioteleviziunea Voivodinei să-și găsească din nou locul cuvenit pe harta mass media europeană. În cadrul a 500 de pagini, în lexicon sunt argumentate portretele a 203 de personalități, soliști vocali și instrumentiști de muzică populară românească, compozitori, dirijori, etnomuzicologi, folcloriști, producători muzicali, maestri de sunet, redactori muzicali. Este o carte capitală, unică sub aspectul tematicii, monografie lexicografică mai bogată decât unele apărute chiar și în străinătate, și menționez aceasta în ajunul marcării a 65 de ani ai postului de radio Novi Sad, sub acoperișul căruia a luat naștere și unde am muncit vreme îndelungată și eu și autoarea. Această carte este un modest omagiu adus acelora care prin harul lor creator ne-au dăruit comori muzicale timp de mai bine de jumătate de secol. Exprim recunoștință tuturor persoanelor de bună cuvință care cu prețioasele lor informații m-au ajutat să întocmesc această publicație, zic eu, importantă pentru românii din Voivodina. Pe la început i-am ajutat, mai târziu când am observat că poate și singură să se descurce, atunci eu m-am mai retras și am lăsat-o și pe ea și eventual câteodată am mai controlat să văd dacă munca ei rezultă cu niște succese și când am văzut că îi merge destul de bine, atunci am zis, bun, las să continue. Doamna Ileana, felicitări! Mulțumesc frumos! Ați zis că 10 ani ați cules din folclor și din datele necesare pentru acest lexicon. Eu cred că noi, cititorii, am așteptat mai mult, mult mai mult decât 10 ani să apară o astfel de carte. Da, adevărat. Într-adevăr, 10 ani, mai mult de 10 ani, am lucrat la această carte, însă nu că este lucru greu. Doar anevoios. Primul rând am adunat din registrele noastre numele tuturor soliștilor vocali și instrumentiști, pentru că la început așa a fost titlul, lexiconul soliștilor vocali și instrumentiști. Iar apoi, pentru că atunci când o melodie sau un cântec este înregistrat, nu e doar solistul implicat, este culegătorul, aranjorul, producentul, dirijorul, orchestra. E, și am găsit de cuvință ca să pun și numele acestora, pentru că toți împreună au realizat muzica la Radio Novi Sad. Un suport deosebit de tare a fost soțul meu, Mircea,
care m-a ajutat, m-a sprijinit, a făcut lectura de câte ori am avut, mi-a tradus dacă trebuie și tradus, pentru că unele biografii le-am primit și în limba sârbă. Izvorinca Milošević, Goca Stojićević. Ilana je svoj leksikon radila 10 godina. Ileana a muncit la acest lexicon aproape 10 ani și ceea ce fascinează este faptul că a lucrat cu mult entuziasm, cu multă dragoste. Cartea acestei renumite redactoare a radioteleviziunii Novi Sad o putem privi și ca pe un jurnal muzical care odată cu fiecare personalitate ne reamintește că în jurul nostru există muzică calitativă pe care noi trebuie să o descoperim, creatorii ei fiind oameni obișnuiți, cărora îndeletnicirea muzicală le-a fost munca, pâinea și dragostea. Ileana Ocolișan-Baba, colega acestora după vocația interpretativă, i-a descoperit și recunoscut, valorificat, a scos emoțiile din anonimat și din inimile ascultătorilor la lumina zilei. Astfel, pe lângă latura sonoră, acum dăruiește pe fiecare ales cu cuvântul scris, oprind efemeritatea vremii. Vă voi spune că colaborarea dintre Casa de Presă și Editurile Libertatea și Radio Novi Sad este de lungă durată, durează decenii în șir și eu am avut curajul ca să semnalez numerosului public care a venit astăzi aici să semnalez faptul că chiar vreo 8 sau 10 cărți, 2, 4, vreo 12 cărți, opere capitale, au apărut la editura Libertatea sau în colaborare radio cu Casa de Presă și Editura Libertatea, dar în prealabil au fost transmise și au constituit nucleul emisiunilor culturale la radio. Este o performanță a radioului și o performanță a minorității române, așa cum sunt cele două lucruri semnalate astăzi, într-un oarecare fel unice. Nu am auzit că alte reviste să fie tematic închinate lui Nichita Stănescu, cel care a deschis poarta dintre cele două țări de cititori, contribuind enorm la relațiile sârbo-române. Acesta este deci acel număr tematic și cel de-al doilea proiect unic. Eu am îndrăznit să spun, am scris și în postfața cărții, este lexiconul soliștilor vocali și instrumentiști ai postului de radio Novi Sad. Spre fericirea noastră, iată, după o bătălie de 5 ani, am obținut fondurile de la Secretariatul pentru Cultură, astfel că avem în mâini cartea. Ambele proiecte, realizate cu sprijinul Secretariatului Provincial pentru Cultură și Informare Publică, reprezintă exemple unice în peisajul cultural al Voivodinei și nu numai, fiindcă se vor dovedi ca manuale de neocolit pentru exegeți, dar și pentru iubitorii cuvântului scris și ai melosului popular românesc. În ultimele câteva luni, cetățenii localității Echka se pot mândri cu activitățile unor entuziaști care, din proprie inițiativă, s-au angajat la lucrările care vizează înfățișarea satului. După cum ne-a declarat David Novak, consilier în adunarea orașului Zrenjanin, satul a primit un ajutor semnificativ din partea comunei care va ajuta și în continuare această localitate. Când este vorba despre satul nostru aici, ca cu bucurie, pot să spun că proiectul de școală elementară, adică de sală de fizcultură, este gătat și proiectul se va face în anul 2014. Deja este ales constructorul și cu începutul sezonului de construcție, sala se va construi în curtea școlii. Cristian Cădărean, membru în sfatul satului Echka, spunea că acum un an de zile în sate existau multe probleme. În anul 2013, când am intrat în comunitatea locală Echka, am aflat multe probleme. N-am avut niciun proiect pregătit cu care putem să concurăm pentru bani.
am avut probleme cu exces de angajați în comunitatea locală până la, să spunem, putem spune la anul nou, am rezolvat multe probleme din alea. Asta, am făcut niște proiecte cu care am concurat pentru bani. Unul dintre proiecte a fost pentru adaptarea obiectelor sportive cu care am concurat la Novi Sad și am primit 1.000.000 de dinari și în momentul ăsta se lucre la adaptarea obiectelor sportive în pe terenul de fotbal. Mai un proiect care am făcut a fost adaptarea parcul pentru copii în centrul satului. Proiect mare care am terminat e pentru sistemul de canalizare pentru toate Iecica și acum planul nostru pentru anilor viitori e ca să aflăm bani ca să putem să terminăm sistemul de canalizare în satul nostru. Am înțeles că tocmai astăzi, 10 ianuarie, la Iecica este o sărbătoare, să spunem așa. Despre ce este vorba? Da, sunteți, e adevărat, în ziua de astăzi, după aproape un an, din nou pot să spun cu bucurie mare că fântâna noastră din centrul satului din nou va lucra și poporul va putea să vină să ia apa curată din fântâna noastră. Am înțeles că pentru prima dată după mulți ani de cramul satului din Iecica a fost organizată și o sărbătoare, a fost chiar pusă și o scenă de vară. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte pe această temă? Da, chiar de ruga satului Vidovdan, care se desfășoară în 28 iunie, a fost de prima oară de când misiune în sat, eu știu că îi pusă scena de vară în care s-au petrecut multe activități culturale. Am avut copii care au jucat folclor, care au recitat poezii. Există în Iecica oameni care vor să se încadreze în activitățile noastre, mulți entuziaști, dar avem și foarte multe de făcut aici, spune Cristian și a adăugat că el personal consideră că în viitorul apropiat tot mai multe persoane vor accepta ideea lor privind colaborarea împreună prin activități, să-și dea aportul la un trai de viață mai bun pentru toți cetățenii din localitatea Iecica. Ciudat, dar adevărat. La Sânianăș, și reporterul nostru abia că a găsit trei indivizi care să-i vorbească despre problemele cu care se confruntă, ce-i preocupă sau ce-i doare. În general, satele din Banat par pustii, iar iarna, când este frig, pe străzi nici țipenie de om. Așa a fost și la Sânianăș în ianuarie curent. Mâna la inimă. Nici pe cei care îi rugasem nu au vrut să ne spună nimic despre viața lor la sat. Dumneavoastră sunteți de 10 ani în acest sat. Ați venit din România, da. Tocmai din delta Dunării. Da. Spuneți-mi ceva despre venirea asta dumneavoastră aici. Păi, ce să vă spun, am venit la lucru și soarta a făcut să rămân aici, da. Și dacă nu-mi plăcea, să știți că nu rămâneam, dar mi-a plăcut. Și lumea, și împrejurările, și situația. Mi-a plăcut, într-adevăr, frumos. Ați povestit cât ne-am pregătit pentru această declarație, că a fost până acum vreme foarte frumoasă. Da, 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 într-adevăr, a fost foarte frumoasă. Cum e acolo, la dumneavoastră? Vă auziți cu familia pe care ați lăsat-o acolo? Da, 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 vorbim la telefon, merg o dată de două ori pe an la România, de câte ori posibilitatea. Și cum vă petreceți aici vremea? Cu lucru. Și acasă și așa, unde găsim, lucrăm, să ne întreținem. V-am văzut ieșind din biserică. Da, da, mis... Crâșnic aici de vreo 5 ani de zile, mis cu nevasta, asta e nevasta, lucrăm la biserică, ajutăm, iacă cu folclorul mă ocup și eu, mis... Văd că se restaurează biserica. Da, 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 dar din privința asta cam greu cu ajutoarele astea, cu
lucru cu una cu alta, cu finanțele, cam nașpa merge, trebuie tot mai greu, tot mai greu din ce în ce. În ce fază sunt restaurările? Păi acum, deocamdată, e în plan să se facă capelă din partea bisericii, să se construiască acoperirea, să se înlocuiască cărămida, trepul tot, să se vopsească acum, deocamdată atât, cât am auzit și eu pe la biserică, cât mi-s cu preotul, cu una cu alta, atât. Cum trăiți la Barise? Păi să vă spun drept, să spunem că e rău, nu e rău, dar așa nici bine nu se mai, așa pentru ele, cum se spune, se mai trece cu munca, cu una, cu alta. Nu e nimic de nou. Aia, acum, în ultimul timp am avut niște alegeri, că am fost, cred că fără primar, vreo ani de zile. Și comitetul local nu s-a întrunit, nu nimica. Și așa că acum s-o ales. Dacă ați vorbit de alegeri și de asta, mi-ați spus o poveste foarte frumoasă. Dacă cuiva îi dorește... A, nu, nu-i frumos să vă spun acum, pentru oameni ieși ce să-l ieși. Da. Nu, în general. Da. În general, este o vorbă înțeleagă. Din bătrâni, da. Din bătrâni. A fost așa... O spus așa că dacă ți ciudă pe cineva, da, ai pic pe cineva, și că pune-l undeva la primărie să fie în sfatul comunal, în... al mai bun ar fi să-l pun președinte satului să fie. Și spune și că în 6-7 ani că îi rămâne pământul pe loc. Numai asta se referă la... cu 50 de ani apoi, când erau tot a doilea zi ședință și aia și... Da. Cu speranța că sămeșenii altădată își vor deschide inima și dezlega limbile, încheiem aici. Să auzim de bine! Dr. Romanță Iovanović, directoarea Institutului pentru Manuale din Novi Sad, ne va prezenta și în ediția de astăzi unele specificuri ale limbii române. Întreruperea continuității existenței populației romanice în peninsula balcanică și consecințele asupra structurii limbilor este tema de astăzi a rubricii Învățăm limba română. Există o mare asemănare între anumite limbi romanice. Când este vorba despre limba română, cea mai apropiată atât după pronunțare, adică după structura fonetică, cât și după morfologie, și într-o mare măsură și când este vorba despre lexic, este limba italiană. Se poate cu ușurință înțelege un vorbitor de limba italiană atunci când vorbește mai încet, mai rar, mai pronunțat, mai accentuat când pronunță cuvintele din limba respectivă. Iată numai un exemplu care ar putea într-un mod elocvent să ilustreze această constatare pe care am afirmat-o adineauri. De exemplu, adjectivul verde, care tot așa sună și în limba latină, a fost moștenit în limba română în forma verde, în limba italiană tot în forma verde, în limba spaniolă la fel în forma verde și doar în limba franceză se scrie vert și acel final nu se citește. Ce s-a întâmplat după venirea populației care a făcut să întrerupă această continuitate teritorială a populației romanizate? Populația romanică din partea orientală, adică din răsăritul Europei, a fost pusă în situația ca să-și găsească o cale mai deosebită de evoluție, atât când este vorba despre formarea poporului ca atare, cât și a limbii. Știm că limba română pe care o vorbim astăzi este atât de apropiată din aspect morfologic de celelalte limbi romanice, însă din aspectul lexicului
este mai specifică și puțin se deosebește prin structura lexicală a elementelor, fapt care se poate explica datorită împrejurării atât teritoriale, geografice, cât și a motivelor economice, sociale, istorice, care au dus la formarea unui lexic specific limbii române. Prin structura lexicală, limba română se deosebește de celelalte limbi romanice, din simplul motiv că în limba română circa 20% de elemente lexicale sunt de origine slavă, fapt care n-a fost consemnat în limbile romanice occidentale. Bineînțeles, și nu trebuie să uităm faptul că romanitatea occidentală reprezintă o unitate integrală, deci cuprinzând un teritoriu mult mai mare. Este vorba de popoare care au frontiere una lângă cealaltă, deci nu sunt separate prin alte popoare de altă origine, care ar fi putut influența asupra evoluției limbii într-un fel care ar depărta limbile de limba latină, cum s-a petrecut în cazul limbii române. În ediția următoare a magazinului vom vorbi despre fonetica limbii române. Școala Generală 3 Octombrie din Sân Mihai a desfășurat activități menite omagierii poetului național Mihai Eminescu. În prezența oaspeților, elevii împreună cu cadrele didactice au marcat ziua de naștere a celui mai iubit poet român. Elevii și profesorii au revenit din vacanță pe data de 15 ianuarie, zi în care se sărbătorește Ziua Culturii Naționale. Această sărbătoare a fost marcată festiv și la Sân Mihai, unde în prezența Consulului General al României la Vârșeț, ai reprezentanților comunității românilor din Serbia și ai comunității locale, a fost prezentat un program dedicat omagierii Luceafărului poeziei românești. N-aș vrea să ne referim la Mihai Eminescu, cum să vă spun eu, numai prin vorbe mari. El trăiește prin creație și de la el limba română arată altfel. Iar când poeziile sale sunt rostite de către copii, sunt parcă, mă rog, cu atât mai frumoase. Este un poet extrem de iubit, extrem de apreciat. Cum se întâmplă cu un geniu după ce nu mai trăiește, este foarte apreciat. Asta este. Mi-a plăcut mult să mă aflu aici în mijlocul, să zic, al elevilor, copiilor și al profesorilor din Sân Mihai, o localitate în care îmi face mare plăcere să fiu de fiecare dată. Este foarte important ca evenimentele principale din istoria și să marcarea personalităților românești să fie marcate aici în Serbia de noi. Este foarte important pentru păstrarea identității naționale. În numele comunității românilor din Serbia am fost onorat să fiu prezent astăzi aici, deoarece, cum ne-au explicat și profesorii astăzi la întâlnire, școala din Sân Mihai este cea mai mare școală românească din Serbia. Elevii au recitat poezii și au cântat melodii pe versurile marelui poet român și nu numai. Profesoara de limba română, Maria Muntean, a citit un referat despre opera eminesciană și viața marelui poet, intitulat Eminescu pe pământ românesc și în durată eternă. Codru la izvorul care tremură pe prund, unde prispa cea de brazde crengi plecate o ascund. Și în brațele-am întinse să alergi piept să încazi, să-ți desprind din creștet valul să ridic de pe obraz. Pe genunchii mei ședeavei vom fi singuri singurei, iar în par înfiorate o să-ți cadă flori de tei.
La sfârșitul serbării, elevii au primit dulciuri, iar școala un mic cadou din partea consulului. La buna reușită a întâlnirii au contribuit atât elevii școlii, cât și cadrele didactice. În urma acestei serbări am întrebat unii copii ce le place să citească. Citesc din plăcere sau sunt nevoiți? Bunicul meu este profesor de limba română la școala din Alibunar și de când am fost mică mi-a dat cărți ca să citesc. Îți mai amintești care este prima carte pe care ai citit-o? Prima carte a fost o basmă care am avut-o la școală. Îmi place foarte mult să citesc în limba română, sârbă și engleză. Ultima carte pe care am citit-o este Colț alb și... Cine ți-a recomandat această carte? Tata mi-a spus să citesc. Care alte cărți ai mai citit? Am citit când am fost mai mică și Mica prințeză și mai multe cărți de la bibliotecă. Iar din opera lui Mihai Eminescu? Am citit Luceafărul, îmi place foarte mult, foarte mult poezia și îmi place și Revedere. Îmi place să citesc poeziile lui Mihai Eminescu. Poeziile preferate sunt Luceafărul și Adio. În timpul liber, în afara obligațiilor de școală, îmi place să citesc cărți și basme. Care este ultima carte pe care ai citit-o? Ultima carte este Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Ai făcut aceasta din plăcere sau? Din plăcere am făcut aceasta. Îmi place foarte mult cartea aceea. Și ne spune acum, cât timp îți trebuie să citești o carte? Păi, 2 săptămâni și altădată și mai mult. Copiii care au participat la festivitatea de astăzi, bineînțeles că sunt copii care sunt interesați în general de literatură și de carte. Ca elevi și școlari, bineînțeles, cu îndemnul și sprijinul nostru al profesorilor și, deci, citesc ei. Însă trebuie urmăriți, trebuie ajutați, trebuie îndemnați, bineînțeles, pentru că, de fapt, Eminescu este prezent în programa școlară, cum să nu, e firesc, însă nu în așa măsură, pentru ca să aibă copii cunoștințe mai vaste sau lucruri care nu se pot lucra într-o oră sau două pe parcursul programei școlare și atunci, bineînțeles, că li se servește ceva în plus, li se trezește interesul pentru așa ceva. Există oare diferență între elevii de astăzi și cei de odinioară? Da, există. Relația elev, școală, profesor, elev, bineînțeles că era cu totul și cu totul altcum. Astăzi, probabil, democrația aceasta a impus și alte valori, să le zicem valori în ghilimele, pentru că adevăratele valori, de fapt, sunt date la o parte, dacă ne gândim mai bine în orice, dacă privim viața de fiecare zi, vedem că valorile sunt, deci, subapreciate sau adevăratele valori stau undeva la o parte și au ieșit la suprafață altele care nu prea contribuie pozitiv la tot ceea ce ne înconjoară și la viața de fiecare zi. Școala de astăzi nu se aseamănă cu cea de altă dată. Copiii învață tot mai puțin și nu mai prezintă interes pentru activitățile extrașcolare. Totuși, există unii copii pentru care școala reprezintă lucrul cel mai important. Încetul cu încetul ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim, stimați telespectatori, că emisiunea Paleta, titrată în limba sârbă, se transmite vinerea de la ora 10 și 10 minute pe programul 1 al Radio-Televiziunii Voivodinei, în reluare pe programul 2 de la ora 23 și sâmbătă de la ora 8 și 40 de minute, tot pe programul 2 al Radio-Televiziunii Voivodinei. Nu uitați că magazinul TV se retransmite luni de la ora 16 și 40 de minute. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim o zi minunată și toate cele bune! Thank you.
să dragă mărioară, nu te speria. Cine bate seara la oblonul meu? Cine bate seara la oblonul meu? Eu sunt, dragă mărioară, eu iubitul tău. Scoala, prinde lampa, să-ți văd fața ta. Scoala, prinde lampa, să-ți văd fața ta. Nu pot, dragă, eu maica, nu vreau. Dragă mărioară, mă duc să mă nec. Dragă mărioară, mă duc să mă nec. Dragă mărioară, mă duc să mă-nsor. Dragă mărioară, mă duc să mă-nsor. Du-te, dragă Ionele, unde-i satul gol? Fiu mândruț-o dragă, la tine-n pridvor. Fiu mândruț-o dragă, la tine-n pridvor. De ce plângi, iubita mea, nu plânge, nu suspina, spune draga mea. Dacă ți-am greșit vreodată, te rog din suflet, mă iartă, iartă, draga mea. La despărțire, multe lacrimi și suspine pentru draga mea. Pe curând, iubita mea, eu aștept scrisoarea ta, scrie draga mea.